După mai bine de 2 luni în care aleșii urbei au tot amânat votarea unei hotărâri de Consiliu cu privire la sprijinirea din punct de vedere financiar a echipei de fotbal Cenedinicu Golescu, luni, în doar câteva minute, minunea s-a produs. În timpul ședinței, consilierul local Ionel State a propus ca municipalitatea să sprijine echipa de fotbal la fel ca și anul trecut cu suma totală de 220.000 de lei. Cum în prima parte a campionatului, Cenedinicu Golescu a primit suma de 90.000 de lei, actualul lider al seriei a treia urmează să mai primească suma de 130.000 de lei. Prea puțin ca mușcelenii să-și atingă obiectivul în acest sezon competițional, adică accederea în Liga Secundă. Campionatul trecut, tur-retur, am avut aceeași sumă alocată pentru 110 pe tur, 110 pe retur. Ținând cont că în tur le-am dat doar 90.000 și le-am și specificat, le-am pus clauză, cum vrea domnul Dumitrescu să spună, ca să aibă rezultate să claseze în primele 5, oamenii și-au atins obiectivul, urmând, chiar mi-aduc aminte că am și spus, urmând ca în retur să le suplimentăm suma dacă este necesar, dar rămânem la aceea sumă ca și în campionatul trecut. Vă mulțumesc pentru bunele intenții pe care le aveți, apropo la suma care ne-a fost alocată. Nu este suficient, asta este clar, pentru că cheltuielile sunt destul de mari și echipa a obligat fiind pe primul loc la ora actuală. Noi să încercăm retur, să nu mai repetăm ceea ce am pățit anul trecut și să dea Dumnezeu să jucăm toate meciurile cât mai bine și să ajungem la sfârșit, pe ultima etapă, de exemplu, să avem un meci cu 10 meciuri. Că se poate hotărâ soarta, dacă mergem bine, soarta promovării. Ce facem în situația asta? Mai discutăm la momentul. Vă dau un sfat, dacă îmi permiteți. Haideți să mai căutăm împreună cu dumneavoastră. Găsiți sponsor, găsim și noi și promovăm fără probleme. Pe lângă suma de bani pe care primăria a alocat-o echipei de fotbal Cenedinicu Golescu, aleșii locali au aprobat și darea în folosință cu titlu gratuit a bazei sportive de la stadionul municipal. Asta în timp ce tot municipalitatea se va ocupa de cosmetizarea stadionului în vederea obținerii licenței FRF necesare organizării jocurilor din campionat de pe teren propriu. Procesul de acreditare a stadionului a început, a fost deja o primă fază și acolo am primit niște condiții și niște termeni și este unul obligatoriu. Vreau să vă spun că pot mai necesita niște cheltuieli la aceste acreditare, pentru că mai sunt probleme acolo în stadion cu care trebuie să le rezolvăm, ca să știți, în prealabil. Studiul de rezistență al tribunelor. Studiul de rezistență este unul dintre ele, mai avem avizul de la ISU și mai multe. Avem și de evacuare și de evacuare. Acolo a fost făcută și pusă în funcțiune și căldura la plază și centrala. Tot în timpul ședinței de luni, consilierul local Nicolae Dumitrescu a cerut celorlalți colegi să aprobe demisia domniei sale din Comisia de Verificare și Control a banilor cheltuiți cu echipa de fotbal. Am rugămintea să mă înțelegeți că de moment ce m-am abținut de la participarea noastră cu banii sezonul 2 al competiției, vă solicit să mă schimbați din comisia în care vizez și avizez cheltuielile pentru echipă. După terminarea ședinței, Nicolae Dumitrescu a avut o discuție cu managerul general Alexandru Popovici, în care l-a anunțat că nu va mai sprijini echipa de fotbal cu transportul jucătorilor la partidele din deplasare, așa cum a făcut-o până în prezent.